De peste mări și țări, mai precis de acolo de unde veghează Imperial de 135 de ani, Statuia Libertății, pe care o administrează soțul ei, vine în platou soția milionarului american Yasmina Hill. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Te rugăm promoția, Yasmina, să iei un loc și bine ai venit la emisiune. Bine, ce face șefa Statuii Libertății? Bine, mulțumesc. Avem flori pentru tine. Mulțumesc frumos. Am zis bine, șefa Statuii Libertății? Nu, încă hai, mă, cum încă nu? Încă nu. Păi știi cum e preoteasa la preot? Așa e și tu. Dacă soțul tău administrează Statuia Libertății, tu ești șef al lui Statuia Libertății. Bine, am să țin minte. Perfect. Îmi place cum sună. Exact, să se țină minte, da? Exact, exact. Ce faci? Ai fost în țară și acum ceva timp când ne-am văzut la emisiune. Da. Și acum, între timp ai fost în America, de asta ai și rămas însărcinată. Da, evident. Am mers apoi cu treabă. Ai zis, stai un pic, cât ai stat în țară atunci? Am stat vreo lună și ceva, o lună jumate, cred. Și după aia ai zis, pregătește-te că vin. Da, oricum ne pregăteam de mult, dar acum asta mega pregătit. Mamă, îți dai seama, antrenamente peste exact. Antrenamente. Da. Și, practic, ești din nou mămică. Da. Adică future, again. Exact, foarte frumos. Stai să le spunem celor care nu știu povestea, că Yasmina Hill este o româncă din Timișoara, oameni buni, care are o poveste de viață fabuloasă. A plecat în America, unde l-a cunoscut pe soțul ei, un nimeni altul decât milionar, administratorul Statuiei Libertății. E și o mică diferență de vârstă între ei, doar de 34. Exact, 34 6. De ani. Deci el are... El are 65 acum face. 65? Toți îl fac mai tânăr și pe mine mai bătrân, mai bătrână, nu-i corect? 65 de ani și pentru a doua oară tătic. Cu mine. Cu tine, da, cu tine, nu cu tine, că știm că și din căsătoria anterioară este A fost ocupat, da. A fost ocupat, da, da. Perfect. Avem imagini cum l-ai anunțat? Da, am trimis un video. Da? Da. A fost o surpriză. L-am pus pe Michael să ducă o cutie. Michael este băiatul pe care voi l-aveți. Da, haideți să vedem și apoi comentăm, da? Ok. Deci o avem buni, priviți și haideți să vedem cum Yasmina Hill l-a anunțat pe soțul ei că o să fie din nou tată. La daddy, tu de la daddy. Hai, go to daddy. Come on. Bravo, go to daddy. Hai. Go to daddy. Daddy! Thank you. It's Agana? Yes, it's Agana. It's Agana. That's here. What you got me. He really wanted to give you that. Lots and lots of tissues. Oh. Oh, a car. A car. A car. Oh, dear. Huh? Well, you're still on video. Say something. A rămas ca Statuia Libertății. Da, a rămas. Statuie mască. Exact, noi am venit să creadă, mai ales că atâta ne-am chinuit. Deja eram puțin nu cam pare. Pesimiști. Da, nu? Nu, nu pare. Adică mi se pare că a fost totul foarte eficient. Adică ai venit în România, te-ai dus, pac, o să fii tătic din nou. Foarte frumos. Mulțumesc, dar până să vin în România am încercat mult. Știi? Deci a fost așa. Dar, Doamne, ajută. Vă din nou să mai faceți un copil pentru foarte Michael. Mult, un frățior pentru frățior. Michael. Foarte, foarte mult, da. Super, foarte frumos. Mulțumesc. Știi că la noi la emisiune aici avem probabilitate de 99,99% să spunem sexul copilului înainte de a se duce viitoarea mămică la ginecolog, la ecograf. Mm-hmm. Tu știi ce sex are viitorul tău copil? Mm-hmm. Perfect. Tocmai de aceea o să vedem dacă... O să vedem dacă... Numai o secundă. Ia să vedem. Este o seară specială. O să fie fetiță. Încă păstrez secret, din paranoia. E superstițioasă? Da, sunt puțin, puțin. Când am fost gravidă cu Michael, nici n-am vrut să fac niciun anunț, nimic, am stat cu secret. Am înțeles. Deci sunt puțin superstițioasă, dar când am să-mi revin, cu siguranță am să... Acum, în câte luni ești însărcinată? 5. În 5 luni? Da. Mă rămas în octombrie, deci... Și când pleci în America? În vreo lună. Pentru că presupun că vrei să fii acolo, alături da, de el, da, când, da. Când se întâmplă da, și cu doctorul meu și tot, da. Deci, dar mai profit puțin de libertate. Da? Mai bucur.
dar știi ce vreau să te întreb? El ce reacție a avut după acea filmare, când într-adevăr a conștientizat că se fie din nou tata? Nu a venit să creadă, a rămas mut și după aia a zis: cum? Păi zic, uite că s-a întâmplat. Cred că ne-am relaxat amândoi, pentru că atât de multă presiune am pus și cu corona și cu faptul că ne doream cu un copil foarte mult, încât nu se întâmpla. Și atunci când ne-am relaxat amândoi și am zis: hai să nu mai încercăm, hai să ne trăim viața, să ne bucurăm de tot, s-a întâmplat. Și amândoi eram... că deja ne gândeam să decurgem la alte proceduri mai serioase. Și atunci zic: hai să ne mai bucurăm de viață până în alta. Și eram pe bune. Și ne-a venit să creadă. Efectiv, este blessed, tot asta zice. Foarte frumos. Cum au reacționat cei din familia ta? Foarte, foarte fericiți. Și părinții mei și prietenii mei, pentru că știau că am fost foarte dornică de încă un copil. Îmi doresc să am trei. Acum nu știu că să mai vină și al treilea, dar Doamne ajută că vine al doilea. Perfect, da. La 70 de ani poate să vină al treilea. Da, exact. Mă gândesc acum 65 până mai durează, crește exact. Tot așa 2-3 exact. Anișori ca Michael, gata. Exact, mai vedem. Dar măcar doi, Doamne ajută, că n-am frați, n-am surori. Și am vrut neapărat Michael să aibă pe cineva apropiat, să poată să se sâcă, să se joace, să... Da, acum tu ești cu Michael în țară. Da. Și lui nu e dor de Michael? De... Ba da, dar asta e. Eu nu pot să mă dezlipesc de Michael. Trebuie să merg oriunde cu el. Păi și acum ai venit aici să stai mai mult cu familia ta, pentru că apoi să te duci înapoi în America, nu? Exact, și atunci am să stau cu ai lui, cu el și cu ai mei. Când poate să vină, la vară. Uite, noi mai vedem imaginile acelea fabuloase de când ai devenit mireasă. Ce vrem. Pentru că a fost o nuntă senzațională, iar fotografiile sunt fabuloase și sunt convins că multe domnișoare suspină și se gândesc: ce rochie frumoasă a avut. Mulțumesc. Și ce tort. Îți dai seama că sunt mulți care zic: ia uite ce noroc pe ea. A plecat de la Timișoara și l-a luat pe american. Și pe milionarul ăla. Are și statuia libertății. Ia uite. Lasă, că nu-i totul așa cum pare. Adică? Adică mai avem și noi momentele noastre, nu? Certuri, alea, probleme. Dar de la ce vă certați tu? Mult din trecutul lui. Trecutul lui ne vine peste. Asta mai e. Sună fostele soții. Da, una te-ai numai. Una, scoate inserite, nu? Da. Și dați seama, când ceva tot inserite, avem aproape 7 ani împreună. Și deja... ce tot vrea fosta? Ce vrea? Nu-i convine. Dați seama că soțul, fostul ei soție cu una așa tânără și nu știu ce. Și... ei și zice, nu? Da, i-a zis. Cred mult că îți dai pe seama, fosta îi zice: vezi că stă cu tine pentru bani. Clar. Dar după 7 ani deja am obosit să mai treci tu peste, dar nu. Nu vrea. Și dar tu ai cunoscut-o? Din păcate, da. Cum a fost întâlnirea? Păi m-a tras prin tribunale, prin întrecut. Tribunale? Da, de ce? Multe chestii. A te-a dat ea pe tine judecată? Nu, am fost adus acolo când au divorțat ei, că era un proces de divorț și am fost adus la... A, tu erai împreună cu el când el... Era în proces era de divorț. Nu, era în proces deja, dar nu mai contează. Că m-a prins pe mine la înaintare, ce a zis? Hai să vedem. Adică, filme de astea, americane, exact. Filme americane. Dar uite, îmi place că filmele americane au happy end. Adică uite, copii, familia merge mai departe. Exact, asta e viața mea și îmi doresc să o trăiesc din plin. Și acum, dacă trebuie să trag puțin din trecutul lui, de normal un bărbat de 65 de ani să aibă trecut, nu? Dar știi ce vreau să te întreb? Ea a fost asoția, a zis, pentru că el a mai fost căsătorit De trei ori. De trei, da, de trei ori. Da, este a patra. Deci ești a patra, da. De trei ori. Iar are și el un hobby, cât mai multe neveste. Deci tu ești a patra, care da. Au de dame, gata, e ok. Da, exact. Stai liniștită, nu o să mai fie probleme. Asta e. Dar spune-mi, cea care, mă rog, așa mai cârcotașă, e cea de-a treia soție. Da, normal. Celelalte două nu sunt peisaj. Îți dai seama, simte că a pierdut... Ce? A câștigat mai mult. Oh, ce bine o duce. Ena. Da, cum să nu? Păi e foarte bine să te măriți și să trăiești în New Jersey, de unde, unde a fost el. Acolo totul este pro-femei, legea. Și atunci, e americană în caz de... că ea? Da. Și în caz de divorț, femeia ia 60% sau mai mult. Deci, duce bine. Păi stai un pic, adică nu-i toată statuia ta? Cum a luat și 60% din statuia? Nu din companie. Compania nu s-a atins. Am crezut că pleacă statuia noastră de la Timișoara, nu? Deci a noastră, noi am pus mâna pe ea. Să sperăm într-o zi, nu. Dar o duce bine femeia, n-ai nicio treabă, e doar plictisit. Și asta e. Și când te-ai întâlnit, te mai sună pe tine, te sună? Numai când am fost acum în Bahamas, m-a enervat prin mesaje. Ți-a dat ție mesaje? Păi dacă am ajuns în Bahamas numai cu copiii lui, pentru că el n-a putut să ajungă din cauza că n-a făcut testul COVID care trebuia și nu știa. Și m-am trezit în Bahamas cu fiul meu și cu copiii lui. Și eram copiii lui din... din căsnicia cu ea, exact. Și gemeni de 16 ani. Dar ok și... Deci telenovelătatea asta, îți dai seama. Da, deci și... fosta soție... Da. Nu te suportă pe tine, pentru că crede că ai luat soțul. Urmărește sigur și acum, e la curent cu tot. Nu vreau să zic numele. Hello, madam. Da, lasă. Ok, și stai un pic. Și te-ai trezit în Bahamas tu cu copiii ei. Da, și nici nu i-a zis Brad că sunt cu ei în Bahamas. Nu a vrut să-i zică. Și zic, dar cu copiii ei te înțelegi?
mă înțeleg mai bine cu fiul decât cu fata. Mă înțelegeam bine și cu fata, dar știi cum e fata manipulată de mamă? Asta e, asta e viața. Și dar cum a fost în Bahamas pentru tine? A fost bine, dar a fost frecare prin mesaje, știi, scuze expresia. M-a amenințat că mă dă în judecată, avocați, că am scos copiii legale. Eram 50 și nici nu vreau să fiu aici cu copiii tăi. Mi-a pus Brad, ce să fac acum? Da. Și după zi a venit și Brad, a fost tot ok, dar a trebuit să trimit selfie-uri, să demonstrez că suntem vii toți. Fine. Mamă, deci... Asta e, știi, tot plătim un preț în viață. Nu, dar știi cum e? Exact, e toate un preț în viață. Probabil exact. Sunt multe... Mie mi-a plăcut întotdeauna de tine că ai fost mega așa sinceră. Hai, și pe principiu, bă, știi ce? Eu știu ce treci și nu mă interesează ce zice X sau Y. Da, adică atât de deschisă și atât de faină întotdeauna discuția, pentru că ți-ai asumat întotdeauna totul, știi? Și ai fost așa, da, ok. Da, păi este adevărul, asta am făcut, asta mi-am ales. Nu știam cum să fie chiar așa după atâția ani, că nu o să am pace, dar asta e. Acum ce pot să fac? Da, uite, acum știi ce vreau să le spunem celor acasă, cum spuneai tu, chiar dacă ești în poziția asta, poate mulți zic, băi, s-a ajuns, nu știu ce, nu sunt cele mai ușoare lucruri, adică problemele sunt ca poate într-o familie cu mai puțin bani sau într-o familie exact. Normală, nu? Sunt anumite avantaje și dezavantaje. Ceea ce are cineva n-o să am niciodată, de exemplu, exclusivitatea soțului meu, tot timpul va trebui să-l simt că îl împart, dar e ok cu copilul, n-am probleme, dar știi, când trage toată lumea stânga-dreapta de el, el se epuizează psihic și atunci tu ești acasă cu el seara să-l vezi epuizat și în loc să fie gay cu copilul tău și așa, el are problemele care îl trag dincolo, știi? Na, dar nu prea zic de obicei despre chestiile astea pentru că nu vreau să evidențiez partea asta a vieții, dar există. Deci nu există. E totul așa, am dat de el dar și... Dar el când se mai întâlnește cu fosta soție, ești geloasă? Geloasă nu deloc. Doamne, nu, numai nu vreau să fiu și eu acolo, că iese, nu vreau. Da, nu. De-aia știi că ești însărcinată? Păi acum a aflat și acum iară a ieșit o chestie, deci tot timpul e ceva. Când se întâmplă ceva bine la noi și noi progresăm în relație și suntem fericiți, când trebuie să vină ea în partea alaltă și să mai bage ceva. Adică știi? Ea nu suportă faptul că Brad e fericit. Da, cu mine. Probabil că dacă mâine ar fi cu alta, tot de vârsta mea, ar fi mai bine. Dar faptul că eu am fost aia prima când ei erau în chestia aia în divorț și eu am apărut, știi? Da, exact. A venit românca aia, tu nu te uiți că îți vrea banii, nu-i zică. Da, dar cum să nu? Și ea, de fapt, na, în oată. Ea câți ani are? Ea are 50. 50 de ani. Da, în America e problema asta de vârstă, știi că la noi întotdeauna e chestia asta. Nu se uită nimeni la noi ca la urs, nu, nimic, ne simțim foarte bine. Uneori când mergeam cu el în cluburi, că îl trăgeam după mine în cluburi, atunci mai veneau bărbați, îi deau high-five-uri. Nu mai rezistă acolo. Da, noi am fost în Amsterdam la White Sensation și vreau să plec, nu mai puteam și el, hai să mai stăm, că acum intră David Guetta. Eram, nu mai pot, da, deci el e pe film, că altfel nu ne înțelegeam. Ia ceva cătină... De la bagel. Ia cătină, propolis ceva, să-mi dai și mie rețeta. Nu. Da. Nu, așa el. E foarte tare, da. Foarte cool. Da, ne înțelegem așa de bine, știi? Da, acum vreau să te întreb ceva. Crezi că dacă nu te cunoștea pe tine, divorța? Mama, asta a fost grav. Da, pentru că era deja în proces. Adică nu, deci nu s-a întâmplat ceva când a venit eu. Am deci înțeleg. Deja era, știi? Acum se răzgândea, habar n-am. Dar el mi-a zis că a fost foarte, foarte, foarte nefericit. Acum ce zic, că nu? Vai ce bine o duc, ai părut tu, asta e. Da. Dar, na, eu cred că da, nu rezista. Și le știi pe celelalte dinainte, soții? Da, acum am înțeleg bine. Care, și... prima? Prima, da. S-a trecut mult timp, așa. Și a doua nu da, mai există. Dar fii sinceră, prima zice, stai liniștită, nu băga în seamă pe aia ce a treia. Nu, toți zic că asta e nebună, cică. Zic, da, bine. Dar să fie, acolo, lasă-mă pe mine în pace, e ok. E ca în telenovele, jur. Da, e mai trist când ești acolo. Și acum o întrebare dură. Da. Tu ești a patra. Da. Ți-a fost vreodată frică că o să urmeze și a cincea? Uneori când ne certăm, îi zic, n-ai decât, că tu la mine ești primul, așa că nu mi-e frică, dar dacă o Doamne ferește o să fie, asta e, ce să facem? Dar nu, ne înțelegem foarte bine momentan să ne dar facem așa gânduri. Dar să știi că noi am văzut imaginile cu el și e un om fabulos, atâta energie și atâta forță are pe cuvânt, foarte tare. E, noi așa, noi împreună, noi doi cu Michael suntem perfecți, păcat că vin factori din jur, știi, că în rest tot e perfect. Mai rar așa ceva, cred, da? Cine știe? Eu zic să ai energie bună. Mulțumesc. Am zis băiețel. Ai zis că am zis fetiță, pardon. Nu știu. Ba, știu, dar nu-mi doresc încă să zic. Stai liniștită. E ce am vrut, e ce mi-am dorit, e perfect. E... Doamne ajută. Da, Doamne ajută. Ei. Doi băieți merg pe vechi. Iasmina, să ai grijă de sarcina ta, asta e cel mai important. Să-i salut pe părinții tăi de la Timișoara. Da, salut. Și fără stres. Da. Nu poți să-i dai bloc pe telefon? A, ba da, dați-mi, s-au întâmplat toate, dar a trebuit să fiu atunci, că eram cu copiii ei, nu?
Da. Dar în rest nu avem nicio treabă. Îți dai seama când postezi tu pe Instagram când o să fii din nou, hei, sunt fericită, mami. Păi deja, oricum urmărește tot, tot curent cu toate story-urile, tot, tot. My number one fan. Da? Na, ce să faci? Păi vezi că poți să dai tu în judecat acum, că e stalkeriță. Nu? Păi nu, că e public totul, deci da. Asta e. Glumim, bineînțeles. Da, e ok. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Să știi că de fiecare dată când vine, place să discutăm cu tine. Pentru Mersi. Că ești așa foarte relaxată și discuți despre toate lucrurile astea cu atâta normalitate, încât e foarte plăcut, știi? Mulțumesc. Adică oamenii apreciază sinceritatea și deschiderea asta, știi? Nu prea știu cum să fiu altfel, așa că this is me. Eu cred că așa l-ai cucerit. Cine știe? Îți mulțumim Mersi. Mult de tot, să ai grijă de tine. Mulțumesc și eu. Acasă și... Salut. Mulțumesc. Perfect. Mersi. Mulțumim, mulțumim mult Aba, de tot. Mersi, florile frumos. Sunt pentru tine. Ok. Brad, numai bine. Numai bine. La mulți ani. Când pleci în America? Mai o lună. Stau mai aici, o lună. Da, încă o lună, da? Da. Perfect. Ai grijă de tine. Mulțumesc frumos. Să știi că ești tare faină. Mulțumesc. Perfect. Mulțumim mult de tot. Mersi mult. Mulțumim numai mult bine. De tot. Numai mulțumim. Bine. Pa, ciao.